există o grămadă de programe care lucrează interdependent și... Lucrează interdependent de întreg sistemul neurolingvistic, care formează convingerile, credințele și valorile pe care le avem împreună cu experiența de viață, pe care fiecare o acumulează de-a lungul timpului. Prin aceste experiențe se întâmplă independent de voința noastră. Aceste experiențe acționează independent de voința noastră. Adică, cu alte cuvinte, noi credem că suntem conștienți atunci când facem un simplu gest. Dar, de fapt, se întâmplă câteva secunde înainte de a se întâmpla. Adică, dacă eu, de exemplu, fac mișcarea aceasta, deja pentru mine a fost programată cu câteva secunde înainte. Cum procesăm informații la nivel de programe? Cum interacționăm cu mediul? Are loc pe două nivele. Unul este la nivel de conștient, conștiință, în stare de veche, și altul la nivel de subconștient. În stare de veche, procesăm informații prin intermediul unor filtre, adică acele programe care formează convingere și credință despre viață. Și informația este transmisă către subconștient. Subconștientul procesează informații sub formă de simbol. Adică nu ține cont de valorii, cum ar fi bine și rău, sau de verbe imperative, cum ar fi trebuie să fac asta sau nu trebuie să fac asta. Și mergem mai departe. Vreau să vă dau un exemplu aici, care este o frază foarte bine cunoscută în NLP și în psihologie. Fraza începe așa. Încearcă să nu te gândești la un... Elefant ros. Ce se întâmplă când îți propui acest lucru? E nevoie să te raportezi la ceva. Și când trebuie să te raportezi la ceva, ca să încerci să nu te gândești la acel lucru, mai întâi mintea transmite informația că trebuie să creeze elefantul ros în creier. Și apoi încearcă să nu se gândească acel lucru. De fapt, în subconștient, asta le reține. Elefantul ros. Restul nu contează. Și pentru asta, așa se întâmplă și cu obiceiurile pe care le avem. De exemplu, cum ar fi obiceiul de a fuma. Lumea care își spune, trebuie să mă las de fumat, nu mai e bine să fumez, de fapt, subconștientul reține doar informația fumat. Și fumatul declanșează la nivel subconștient o întreagă reacție chimică prin care transmite două lucruri. Pregătește corpul pentru a-și primi nicotina și creierul pentru a-și primi endorfine. Endorfinele care prin glanda pituitară și hipotalamuță. Așa se întâmplă și atunci când vrem să slăbim și mâncăm mai mult decât trebuie. Persoanele respective, dificultatea lor e pentru că atunci când își spun nu trebuie să mai mănânc, transmit în subconștient informația mâncare. Și atunci subconștientul transmite mai departe creierului, în fundal, informația că trebuie să pregătească stomacul pentru mâncare și în același timp și aceeași parte cu endorfine, pentru mulți care mănâncă mult, fac din actul de a mânca o adevărată plăcere. Și în acel moment, creierul, transmitând această informație spre stomac, deja auzim în jurul nostru persoane care spun, domnule, eu nu mai pot să mă abțin să mănânc, că mi-e foame. De fapt, asta se întâmplă. Deja e pregătit. Tot centrul e pregătit pentru a primi mâncare. Apoi, un alt obicei, este obiceiul amânării. Acest obicei este unul mai complex, pentru că depinde de o grămadă de factori. Și depinde de convingere care le avem, de frica de eșec, de faptul că nu ne cunoaștem așa cum trebuie, noi înșine. Și toate acești factori sunt în strânsă interdependență între ei. De exemplu, frica de eșec e legată de un obicei pe care avem încă de când ne naștem. E format din educație. Și obiceiul este acela de formare a sinelui, imaginea de sine. Din păcate, imaginea noastră despre sine este mai bună decât este în realitate. Noi avem, în general, o imagine de sine mai bună decât ea în realitate. Și faptul că avem această imagine, de undeva din subconștient, fiind programat în acest fel, se transmite informația că el are nevoie de continuitate și de stabilitate.
Și în momentul în care ai un eșec, prăbușește întreg sistemul acesta. Și de aceea este cât mai mult evitat. Convinge că ai avea. Sunt în strânsă interdependentă de fiecare eșec. Și aici o să mă refer la un singur, o singură convingere. Convingerea că eu nu pot face acel... Sunt persoane între noi, și de asemenea și eu, care vreau să fac lucrurile mai perfect. Și nu, și tocmai că asta e motivul pentru care nu ies. Probabil că nici acest discurs, probabil că nu e cel mai perfect. Ok. Când îți dorești lucrul ăsta, acesta, practic, pregătești faptul să amâni lucrurile. Pentru că eșecul care urmează este mai puternic decât decât ceea ce îți imaginezi tu că va fi foarte bine. Și pentru asta eu un singur sfat care pot să dau. E să acționezi. Pentru că dacă nu acționezi, nu se va întâmpla nimic. Și pentru asta vă recomand un documentar, Talks in the Void. În acest documentar îți arată că nu contează cât de pregătit ești, pentru că în fața unui, atunci când sunt chestiuni de viață și de moarte, trebuie să faci ceva. Deci este foarte important să faci un mic pas. Pentru că altfel nu se va întâmpla nimic. Și trec luni, ani întregi din viață în care ai o viață mediocră pentru faptul că nu ai făcut atunci când trebuia, nu ai acționat măcar un pas. Un mic pas în fiecare zi. Deci cine vrea acest documentar poate să-l găsească pe Facebook cu acest nume și trimit în transfer. Ok. Deci eu am găsit două modalități prin care pot face să scap de acest obicei. De obicei eu am unele. Una care îl folosesc în viața mea profesională, dând ca freelancer, este mult mai greu să te motivezi ca să duci la îndeplinire niște obiective. Și atunci recurg la următoarea metodă. Atunci când am un proiect care are un deadline, adică un termen limită, încerc să-mi preconizez toți pașii care trebuie să-i urmez ca să duc la îndeplinirea acel obiectiv. Și pentru asta ce fac? Scriu o hârtie, obiectivele pe care am de parcurs. Timp de 200 să spunem. Îmi scriu pe o hârtie obiectivul cel mare, planul cel mare. Apoi, în funcție de această hârtie, în fiecare zi, cu o zi înainte sau cu o seară, îmi scriu obiectivele mici sau pașii care urmează să-i fac în ziua respectivă. Faptul că scriu aceste lucruri pe hârtie creează mie un fel de ancor, care atunci când mă atrag alte activități, cum ar fi să mă uit pe Facebook sau să vizionez filme sau altceva să fac, știu că trebuie să mă duc la îndeplinirea acel obiectiv. Și asta mă face pe mine să, când se întâmplă, zic, ok, am intrat aici, stai. Uite aici, asta trebuie să o fac eu. Deci asta trebuie să fac. Și, pentru că a fost decizia mea care am luat-o câteva zile înainte. Deci a fost decizia mea clară. Că problema care se pune, este pentru că noi nu ne stabilim obiectivele foarte clar. Și asta se întâmplă la nivel de subconștient, se întâmplă să ruleze acele programe care au o prioritate, pentru că creierul are o singură prioritate, aceea de a produce endorfine. Deci el prin endorfine trăiește în această realitate. Apoi, faptul că faci pașii aceștia mărunți, înseamnă că nu. Dacă eu m-aș raporta la un obiectiv mai mare, ar fi mai slabe șanse de a se concretiza. Pentru că nu are o realitate concretă în cap. Nu, e ceva care poate fi amânat. Și spui, lasă că mai trece o zi și mai fac-o. Lasă că mai trece o zi. E un mecanism foarte subtil, subconștient, care te face să amâni lucrurile pentru că zici că mai ai o zi. E o altă convingere care nimeni nu cred că se gândește la ea, dar ea chiar se întâmplă. Faptul că în tot timpul mai e timp pentru a face anumite lucruri. Așa. Problema cu aceste obiceiuri mai e că ele acționează, e nevoie și de alt obicei când stabilești un obiectiv concret. E nevoie și de alte obiceiuri mai concrete. Cum ar fi
ai nevoie și de un somn bun. Și de o hrană mai sănătoasă. Și de mișcare. Pentru că dacă nu sunt aceste, nu există aceste obiceiuri în viața noastră, faptul că, de exemplu, mai leg de un somn bun. Faptul că nu ai un somn bun, transmite, subconștientul transmite stări de veche că trebuie să te relaxezi. Și ca să te relaxezi, caută acele activități care să-ți producă plăcere. Deci asta face creierul în mod automat și în subconștient. Noi nu suntem conștienți de asta pentru că atenția noastră are o altă prioritate. Și prioritatea e să producă plăcere. Așa. Mai e și o altă modalitate prin care poți preîntâmpina obiceiul amânării. Dar este un pic mai abstract și mai greu de acceptat de către creier. Pentru că noi nu am fost educați în acest mod. Și acest fel de a fi depinde de a trăi aici și acum. Și care este problema în această problemă? Care este problema? Faptul că atunci când ne propunem să trăim aici și acum, atenția noastră durează de aici până jos. Că apoi apare un alt element din jur care ne distrage imediat atenția. Și asta se întâmplă pentru că gândurile noastre nu trăiesc la concret, nu sunt prinse de realitate. Ele sunt defasate cu o jumătate de secundă față de realitate. Și în momentul în care tu ai o altă prioritate decât prezentul, deci nu contează. Nu poți să fii atent, nu poți să trăi aici și acum. Pentru că tu așa e educat creier și e ok că e educat așa. E ok pentru că așa a fost. Apoi, numai o parte din conștiință rămâne în prezent. Asta e ideea. Pentru că ea are alte priorități. Programele din frontal caută în primul rând și în primul rând să producă endorfine pentru creier ca să ajungă într-o stare de relaxare cât mai profundă. Și orice conștientizare a ceea ce ești trebuie să producă modificări asupra stării de subconștient. Deci altfel. Cum se poate face asta? E vorba că trebuie să fii pasionat să -ți înțelegi cum îți funcționează mintea. Că dacă nu ești pasionat cum îți funcționează mintea, atunci lași alte priorități să fie în față. Și se întâmplă asta automat. Se întâmplă de la sine. Nu e ceva care poți controla. Dar e nevoie ca intenția ta să fie aceea de a înțelege cum îți funcționează mintea. Și nu o poate face nimeni dintre voi dacă nu are această intenție. Puteți citi orice carte, puteți citi orice. Dacă nu aveți intenția să înțelegeți cum vă funcționează mintea, nu o să înțelegeți niciodată cum ea funcționează, decât auzită de la alții. Și în momentul în care începi să înțelegi cum îți funcționează mintea, începi să înțelegi cum funcționează și alți oameni din jurul tău. Și în momentul în care începi să înțelegi cum funcționează și alți oameni din jurul tău, mintea ta devine mai clară. Și zgomotul ăla de gânduri se eliberează, se dispar. De gânduri și de convingeri limitative și de alte credințe care nu ne permit să facem ce trebuie ca să fim remarcați. Și în momentul în care înțelegi cum lucrează realitatea și cum sunt oamenii din jurul tău, începi să sesizezi care este misiunea ta personală. Și când începi să sesizezi misiunea ta personală, devii autentic. Devii autentic cu tine însuți. Și atunci nu mai contează când te prezinți în fața publicului, nu mai contează ce obicei ai. Pentru că totul vine de la sine. Și pentru asta vreau să-ți dau cel mai frumos exemplu care am găsit, e atunci cu dragostea unei mame față de fiul ei. Credeți că ea și-a permite să-și păstreze vechile obiceiuri? Vă mulțumesc!